Eu, înainte de a vorbi, vreau să mă satur de bucurie privind la voi. Și asta e ceva. Cei din tâi creștini aveau un proverb. Cine vede pe un frate sau pe o soră, vede pe Dumnezeu. E Dumnezeu locuind în fiecare dintre voi. E o bucurie să fiu în mijlocul vostru și să văd și pe copilașii ăștia așa drăguți. Și care mai drăguț decât celălalt? Și probabil și cu minte, chiar dacă nu întotdeauna, dar revin la cuminții, ca și noi ăștia mai mari. A spus Mântuitorul în Ioan 16, versetul 32. Iată că vine ceasul. Și a și venit. Când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Amin. În lume veți avea necazuri. Unele le avem. Uite, în România acum a fost și cu tremur pe la Timișoara, a fost și inundație pe la Bacău. E și lipsă, nu depinde de mine sau de altul. Există necazuri care așa sunt, necazurile. Vine o boală, vine o moarte în familie. Dar aș vrea să vă vorbesc despre necazuri care noi ne le facem. Cele mai multe și cele mai grele necazuri noi ne le facem. Cunosc unii credincioși care sunt tare necăjiți, de felul lor sunt necăjiți. Sunt unii care sunt tare triști. Mă întreb de ce în adunări e așa, că dacă un credincios iarăși și iarăși se îmbată, e disciplinat, e dat afară din adunare, fiindcă credincios fiind, n-ai voie să te îmbeți. Dar același Dumnezeu care a spus că n-ai voie să te îmbeți, a spus și că n-ai voie să fii trist. Scrie în Biblie și să nu fii trist. Pururea vă bucurați, ce asta scrie în Biblie. Și dacă nu ești un om bucuros, Luther, ați auzit numele lui, un mare credincios, el spune mai bine biat decât trist. Spune mai mare păcat este să fii trist decât biat. Acum, care e mai mare, nu știu, dar e păcat să umbli mohorât când ai un Dumnezeu. Acum, de ce sunt oamenii triști? Vorbesc de tristețele care ne le facem noi înșine. Unul din mari motive de tristețe la unii credincioși este faptul că nu sunt sfinți. Ei știu că au un model pe Domnul Iisus Hristos și eu trebuie tot mai mult să fiu ca El. Și oricât m-aș strădui, nu sunt deloc ca El. Și din cauza asta sunt triști. Am vorbit odată cu un melc și l-am văzut foarte trist. Mergea săracul așa trist, abia să tăra. Și l-am întrebat de ce ești trist. Zice, păi dacă nu poți să alerg tot așa de repede ca un iepure, zice, păi tu ești melc, tu nu ești iepure și nu poți să înaintezi cum înaintează un iepure. Dacă și eu aș fi fost Dumnezeu din veșnicie, cum a fost Iisus Hristos, dacă și eu aș fi fost născut dintr-o fecioară, dacă și eu aș fi avut educația pe care El a avut-o copil fiind, dacă și eu aș fi avut puterile minunate pe care le-a avut El, dacă și mie mi s-arătau îngerii cum i s-au arătat Lui, dacă și peste mine ar fi pogorât Duhul Sfânt sub chip de porumbel, dacă și eu m-aș fi schimbat la față cum s-a schimbat El la față și putea vorbi și cu Moise și cu Ilie, pe aș fi ca El. Dar eu nu sunt ca El. Eu sunt născut fără niciun gând rău despre părinți, dar așa spune în Psalmul 51, în păcat m-am născut, în fără de lege am fost emislit, El n-a fost născut în păcat. Eu am fost educat în cu totul altfel de împrejurări, trăiesc în altfel de împrejurări, n-am îngeri la dispoziția mea, la dreapta și la stânga, cum avea El. El a spus, n-aș putea să chem 12 legiuni de îngeri, putea să-i chem. Eu nu pot să chem 12 legiuni de îngeri. Și mândrie și pretenție să fiu ca Iisus. Spune-mi cumva că trebuie să avem asemănarea Lui.
cum el a trăit viața lui la maximul a ceea ce putea el să facă, și eu trebuie să trăiesc viața mea la maximul a ceea ce un om obișnuit ca mine poate să facă. Dar înseamnă să te frământ singur degeaba, chiar ca Iisus, nu putem fi niciunul dintre noi, și să fim mulțumiți de puținul bun care este în noi. Dacă fac bine, e bine. Și dacă mai calc alăturia, mi-aduc aminte, pe om sunt. Și când merg bine, și când calc alăturia, știu că sunt iubit de Dumnezeu, El știe cum sunt. Noi pe copiii noștri iubim și când sunt cuminți, și când nu sunt cuminți, că sunt copiii noștri. Și noi suntem copii ai lui Dumnezeu, El ne primește, și să ne chinuim mereu, să fim melancolici, asta nu-i drept. Regretul de întreaga viață de păcat e dreaptă până când ai ajuns la Golgota. Acolo starea ta de păcat a fost înțeleasă și a fost iertată, și știind că ești iertat, atitudinea dreaptă a unui credincios este o atitudine de încredere, o atitudine de bucurie. Am căzut. De 7 ori cade cel neprihănit, nu trebuie să-și propună să cadă. Dar cade și fără să-și propună, că așa e omul făcut. Și de 7 ori cade și iarăși se ridică, și decât să stau trist, mai bine mă ridic. Și data viitoare o să fac mai bine. Am văzut unii credincioși și unele credincioase care tare se necăjesc pentru ce n-ar trebui să se necăjească. Să mulțumesc lui Dumnezeu de scânteia de credință care au în el și de puținul bine pe care îl pot face. Și să nu-și amintească mereu de ceea ce a fost. Am cunoscut eu o pereche de credincioși. Și erau căsătoriți peste 20 de ani. Și odată ea se trezește lângă el dintr-un somn. Zice, am visat că odată m-ai înșelat. E adevărat sau nu? Și el, săracul, naște. Eu i-aș fi spus, întoarce-te pe partea aia și nu o să mai visezi visele astea. Dar el a zis că trebuie să fie drept. Și a spus, pe acum 18 ani, nu știu ce a făcut acum 18 ani. Și s-a desfăcut căsătoria și a rămas și copiii nenorociți și câte lucruri de astea. Pentru lucruri, mereu dezgropăm morții, noi suntem oameni iertați, noi suntem oameni iubiți. Nu știu cât ați avut ocazia să călătoriți vreodată sau să vedeți măcar un vagon de cale ferată cu paturi. Există așa mai cu bani. Călătoresc în vagoane de-astea cu paturi și sunt paturi, unul peste celălalt și unul doarme jos și altul se cațără sus. Și odată erau doi într-un asemenea compartiment și ăla de jos vrea să doarmă, nu putea să doarmă, că ăla de sus tot timpul spunea, vai ce sete mie. Peste 10 minute iarăși, vai ce sete mie. Păi iarăși, vai ce sete mie. Și-a dat seama omul ăsta că nu o să doarmă toată noaptea asta, să vai ce sete e. S-a dat jos din pat, s-a îmbrăcat, s-a dus în vagon restaurant și a luat o sticlă de apă minerală, a luat o sticlă de vin și a dus omului ăla, ce bea, Doamne, și lasă-mă să doarmă. Și ăla a gălgăit ambele sticle, le-a băut imediat. Ăsta s-a dezbrăcat să se culce iarăși, dar n-a putut să doarmă, fiindcă ăla deasupra lui tot timpul spunea, vai ce sete mi-a fost. Și așa ne amintim fiecare dintre noi de păcate din trecut au fost. Iisus a venit să mântuiască pe cei păcătoși, niciunul nu este fără de păcat. Și predicatorii sunt cu păcat, fiecare este cu păcat. Unul a fost fără de păcat. Oameni suntem și bine am făcut că am regretat toată viața noastră de păcat și am venit la Golgota, unde Iisus și-a dat sângele ca să ne ierte de păcat. Și El ne-a dat și lumina Duhului Sfânt să știm că nu suntem îngeri, nu suntem nici Hristos, suntem oameni slabi, dar în ciuda slăbiciunii, noi înaintăm mereu, încă un pas și încă un pas și încă un pas. Și El a promis
că va dezvârși lucrarea pe care a început-o în noi până în ziua venirii Lui. N-a spus că o va dezvârși nici într-o zi, nici în două, nici în doi ani, nici în cinci ani. Ăsta este un proces continuu. Mereu vom avea motive de nesatisfacție. Trebuie să vegem asupra noastră, să ne dăm seama, uite, asta nu e bine, cealaltă nu este bine. Dar pentru asta nu trebuie să lăsăm capul să aferne și să fim mereu necăjit. Am un Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl meu. Dacă ești sfânt, El tare se bucură. Și dacă n-ai fost sfânt, El dorește și pe nesfinți. El pe toți îi dorește. Și este loc și pentru tine, dacă ținta ta rămâne Iisus, dacă crezi în El, dacă te știi spălat de El și mergi cât poți după puterile tale pe calea Lui. Asta este un motiv de tristețe care n-are sens, care n-are rost. Dar sunt alte motive de tristețe. Spune în a doua cronici, capitolul 21, despre unul Ioram. Avea o meserie bună, era rege. Și putea să fie mai bun decât să fie rege. Era rege. E, și și-a luat și o nevastă. Dar a dat peste o pacoste. Spune, era o fată a lui Ahab. Spune despre Ioram. Că și-au omorât frații. Și-au omorât frații. Și după ce spune că și-au omorât frații, zice, fiindcă a luat o nevastă, o fată a lui Ahab, Ahab a fost un rege rău, și asta a fost că nu și-a ales nevasta cea bună. Nu și-a ales nevasta cea bună. Am cunoscut multe case de credincioși care au fost nenorociți din cauza nevestelor lor. I-ar fi vrut să meargă pe o cale mai bună, de ea vroia aia, vroia și aia altă, vroia și lux, vroia și cutare, vroia multe lucruri care el nu putea să le facă. Și era mereu ceartă și până la urmă el ceda și făcea cum spunea nevasta și s-a nenorocit. Am cunoscut și cazul invers. Când nevasta era bună și soțul o trăgea la păcat, întâi la un păcat, la două, la cinci, până când a căzut mai rău și mai rău. Sunt unii care au soții, o soție care o înalță. M-ați văzut pe mine ce înalt sunt. M-a înălțat nevastă. Dacă nu era nevastă asta, n-aș fi înalt. Țin minte când au venit comuniștii la putere, au făcut un congres al tuturor cultelor în Parlament. Au adunat în Parlament 4.000 de preoți și de pastori și de episcop și tot ce vrei, și ortodox, și catolic, și luteran, și baptiști, și evrei, și musulman, și tot ce vrei, tot ce există. Așa? Și-a pus pe oamenii lor să vorbească. Ei au vorbit ce bun suntem noi comuniști și ce bine o să meargă religii sub noi, că noi suntem pentru. Ei căutau să atragă religia de partea lor, că nimeni nu ținea cu ei. Și aveau oamenii lor în fiecare religie. Și care de care s-a dedicat, da, vom merge cu comuniștii, da, vom merge cu comuniștii, comunismul e bun, să mergem cu el. Și episcop, și preot, și pastor, și tot, așa vreau. Și eu ședeam și eu acolo lângă nevastă mea. Și nevastă mea îmi spune, du-te și vorbește și spală rușinea aceasta de pe fața lui Hristos, că l-au scuipat în față. Zic, nevastă, dacă eu mă duc, tu îți pierzi bărbatul. Deci n-am nevoie de bărbat laș. Du-te și vorbește. Și m-am dus și am vorbit. E, până n-am mai avut bărbat câți bani, dar până a venit bărbatul înapoi. Dar sunt neveste care înalță pe bărbat. Sunt altele care îl trag în jos cu cererile lor, cu dorințele lor, cum există și femei care trag în jos pe bărbat. Există părinți care sunt o binecuvântare pentru copii, și alții care dau o pildă proastă, le pare rău, dar a rămas în mintea copiilor și în inima lor și foarte greu să mai șterge. Și copiii care sunt nenorociți din cauza atitudinii părinților. Se întâmplă și altfel. Părinți a căror inimă e zdrobită de copiilor. Nu mai sunt în stare de nimica bun gândindu-se tot timpul ce le-au făcut copii. Noi facem prietenii
Și unele prieteniți sunt bune și alte prietenii, prietenul te vinde. Prietenul, câte lucruri n-au existat de astea în România, că prieten pe prieten s-a denunțat. În tot fel. Luăm un serviciu și bosul, șeful meu în serviciu, mă poate obliga să mint, vrea el să mint ca să mă țină în serviciu, sau invers se întâmplă că funcționarul te fură și atunci tu te enervezi, câte lucruri. Oricând intri în relații omenești, se întâmplă că un păstor nu-i păstorul cel bun și te duce pe căi greșite, sau îți dă o pildă greșită, sau o învățătură greșită. De câte ori intri în relații cu un om, se poate că o să ai foarte multe necazuri. Se poate să ai bucurii, se poate să ai și foarte multe necazuri. La căsătorie e bine să bagi de seamă înainte. Sunt și tineri aici și tineri, vreau să vă spun. Nu vi s-a spus poate până acum de multe ori, dar nimeni nu se căsătorește cu o nevastă sau numai cu un singur bărbat. Te căsătorești cu o serie de bărbați și o serie de neveste. Tu te căsătorești cu o fată tamam faină, la 18 sau la 20 de ani. Dar tu te căsătorești nu numai cu fata asta la 20 de ani. La 40 de ani, când nu o să mai fie chiar așa de faină, tot nevasta ta o să fie. Și până o să fie la 60 de ani, tot nevasta asta. Nu mai rămâi cu fata de 18 ani. Și până la 70, la 80 de ani, dacă trăiești, tot nevasta ta o să fie. Acum, unele neveste, de pildă soția mea, cu cât înaintează în vârstă, cu atât devine mai frumoasă. Da. Dar nu, la toate este așa. În orice caz, chiar dacă are, în mod obișnuit, bătrânele sunt mai frumoase decât tinere, dar e o altă frumusețe, nu e frumusețea aia cu care te-ai căsătorit tu. Și soția mea s-a căsătorit cu un bărbat atlet. Eu puteam așa s-o ridic în brațe peste capul meu. E, până peste câteva timp, n-am mai putut chiar așa de ușor. Și pe mine, dar tot bărbat, tu te căsătorești cu o serie întreagă de bărbat. Diferite stări ale unui bărbat și ale unui soții. Și nu numai că trupește să schimbă lucrurile și caracterul să schimbă. Tu te poți căsători cu o fată din cele mai bune. Nu e o siguranță că va rămâne bună. Intervine o perioadă în viața femeii, dar și în viața bărbatului, când se produce o schimbare mare, câteodată în bine, spre bine, câteodată spre mare rău. Poate soțul sau soția ta să nebunească. Am fost în casă la una care din așa dragoste s-a căsătorit cu un medic și erau așa de fericit, 2 săptămâni. După 2 săptămâni, într-un accident, el a pierdut ambele picioare. Și în loc să aibă doctorul cu care să se plimbe și să se bucure, ea era servitoarea lui, trebuia să-l ducă o pretutine, el nu mai putea să se miște. Și încolo, și înspre bine, și înspre rău, se produc foarte mari schimbări. Și când te căsătorești, nu te căsătorești. Uite, ăsta e tipul de bărbat cu care mă căsătoresc. Poate să fie cu totul altfel, peste câțiva ani, fie în bine, fie în rău. Poate deveni un sfânt, ce n-a fost la început, și poate să fie sfințit, dar poate să devină un drac. Și soția se poate produce schimbările acestea. Cel care se căsătorește trebuie să fie foarte hotărât. Eu mă căsătoresc cu omul ăsta, orice ce ar deveni după ce, nu știu ce o să devină, dar știu că e om. Și omul poate să se ridice tare sus și omul poate să cadă tare jos. Și după ce a căzut se poate ridica. Și după ce s-a ridicat poate să cadă. Omul e supus la multe. Ăsta e omul. Eu l-am luat, așa mă îmbrățișează și mă sărută. Poate să te și bată. Sau din rău, se poate schimba în bine orice. Eu nu mă aștept ca el să-mi dea mie fericire. Ăsta e omul pe care eu vreau să-l fac fericit în măsura posibilităților mele. Ce o să facă el, nu știu. Sau ce o să facă ea. Indiferent ce face partea cealaltă, eu sunt hotărât să fac tot binele pentru fericirea lui sau pentru fericirea ei. Dar în orice conviețuire cu oamenii, fie în familie, fie în afaceri, fie în viața politică, economică, oriunde ai de-a face cu oameni, s-ar putea ca oamenii să-ți producă multe necazuri, cum și tu faci necazuri altor oameni. Și astea sunt necazuri
În parte ni le facem nouă înșine, că nu știm cu cine să ne întovrășim. În al doilea rând, fiindcă nu înțelegem cum să biruim necazurile acestea. Iisus spune, în lume veți avea necazuri. Veți avea. Dar îndrăzniți, există o posibilitate de a birui aceste necazuri. Biruirea este nu despicându-le fiecare. Când intervine o ceartă între oameni, vai, pe când e un conflict. Și acum am avut de-a face să intervină într-un conflict de familie. Atâta vorbește el despre ea, câte rele a făcut, și ea despre el ce câte rele a făcut. Prima regulă când intervine un conflict este tăcere. Taci. Și lasă lucrurile cumva să se dezvolte singure. Vorbirea multă nu ajută în conflicte. Mai rău să adâncești. Și Iisus ne învață să ne ridicăm deasupra tuturor lucrurilor acestora. Dar noi avem o altă familie. Iisus spune, mama, frate, cine sunt mama, cine mie frate? Cei care fac voia lui Dumnezeu, avem cu toții o altă familie și familia aceasta să ne fie viața. Vine momentul când trebuie spiritualicește în Duhul să știți să te separi. Mi-e soție iubită, dar nu pot să merg pe calea ei. Mi-e un soț tare iubit, dar iau altă cale. Nu mă pot lua după copil, nu mă pot lua după părinte, nu mă pot lua nici după păstorul ăsta. Eu am calea mea care duce către Dumnezeu, eu am o altă familie. De ce familie fac eu parte? Știți cine e tatăl meu? Creatorul cerului și al pământului e tatăl meu. Unii din voi, slavă Domnule, aveți o casă? Poate unii au chiar mai mult decât o casă. Ce săraci sunteți? Eu când mă uit la stele, real estate asta, proprietă. Tot cerul este real estate al meu, nu? Tatăl meu posedă toate stelele, toate lumile acestea și spune în Biblie că eu sunt moștenitorul lui. Și ce moștenitor fericit? Că nu trebuie proprietarul să moară ca să moștenesc. Rămâne și el și sunt și eu. Noi putem să trăim în cu totul altă lume și acum vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat mie. Când la vârsta de 27 de ani, prima oară mi-a dat cineva în mână o Biblie, până atunci n-am avut Biblie. Și mi-a spus, uite, aici ai răspuns la toate problemele tale. Toate problemele vieții ți se rezolvă aici. Eram așa de fericit că aveam așa niște probleme. Aveam probleme în familie, aveam probleme cu banii, aveam probleme în servicii, aveam probleme cu... Probleme și probleme le aveam. Și mi-a arătat o carte care rezolvă toate problemele. M-am năpustit asupra cărții astea. Și am citit pe prima pagină, că acum nu știu câte mii de ani sau milioane de ani, în 7 zile Dumnezeu a făcut lumea, putea din partea mea să o facă în 17 zile, asta pentru mine nu era interesant. A fost unul Adam și Eva, pe mine nu mă interesează străbunicul din a 5-a generație, trebuie să știu de a 100-a generație ce a făcut, ce adres și cum nu a mers bine. Că unul a omorât pe altul, dar era vremea, deschideam ziarul și vedeam ce ți-au omoară astăzi. Nu m-a interesat de Abel și eu vreau să văd rezolvarea problemei. Și pe nu, citește mai departe. Mai departe am citit de un poțop care a fost acum 1000 de ani. Iarăși pe mine nu mă interesa. De Avraam, cum s-a dus din ceea ce este Irakul de astăzi în Israel. Am aflat de Irak și ce necazuri a avut el, ce necazuri a avut fiul său Isaac, ce necazuri și-a făcut Iacov singur cu treburile pe care și le-a făcut. Și iarăși, eu vreau să văd rezolvarea problemelor mele. Nu găseam nicăieri, nici o rezolvare a problemelor. Că au fost evrei robi în Egipt, dar eu sunt evreu. Și cei de sângele meu erau robi în Germania națistă. Și pe aia din Egipt i-a liberat Dumnezeu, dar pe aia din Germania națistă i-a omorât. Deci nu e rezolvarea problemei mele. Și până cum au reușit să aibă țara Canaan și cum le-a fost greu că se luptau împotriva lor alte popoare, cum se luptă acum palestinienii împotriva evreilor. Of, unde vine rezolvarea problemelor mele? Termeam să citesc 1200 de pagini. Și am ajuns când fine au avut un rege
Și a murit regele și a venit un alt rege și unul rege a fost bun, altul a fost rău, dar nimeni n-a spus cum să rezolvă problemele lui Ivan Brandt. Și eram așa disperat, pentru ce mi s-a dat cartea asta în mână, citeam acolo despre Asiria, despre Ninive, despre cât în lună și în stele. Și despre stele scrie, psalmistul, cum s-au făcut stelele, dar eu nu vreau astronomie, am probleme. N-aveam banii care îmi trebuia. Și în familie aveam greutăți. Și unde rezolvarea problemelor? Și până apar îngerii unor păstori în Betleem și le spune bucurie mare, vi s-a născut un mântuitor. Taman ce le trebuia lor, că Israelul era atunci ocupat de romani, așa cum România a fost ocupată de Uniunea Sovietică și romanii se purtau rău, cum sovietici s-au purtat rău la noi, și fiecare căuta o salvare, bucurați-vă, este un mântuitor, unde este? E un bebeluș în scutie, și pe ăla nu mă poate ajuta nimic. Că peste 30 de ani o să fie mare, dar eu mai trăiesc peste 30 de ani. Mie spune-mi ceva, eu am probleme acum și ce-mi spui despre un mântuitor născut în scutice. Și iarăși, iarăși, urmă ce au suferit apostolii și epistole în care scrie Pavel, spune și ce se poartă femeia dacă se poartă basma sau pălărie și asta, dar nici asta nu-mi trebuie. Spune-mi rezolvarea problemelor. Și am ajuns la pagina 1200 și ceva și am înțeles probleme. Am înțeles ce îmi spune. Cum să rezolvi problemele? Lasă problemele tale, că tu ești ceva mai mare decât un mic omuleț cu micile lui probleme. Tu ai o chemare cosmică. Tu ești chemat să fii, știi ce ești chemat să fii? Ce mai uimit versetul din Roman 31. Dacă veți birui păcatul, fără de legea, pe diavol, egoismul, toate astea când le veți birui, veți ședea, spune Dumnezeu. Iisus spune, veți ședea cu mine pe scaunul meu de domnie, cum și eu am biruit, și vă ședea pe scaun de domnie cu Tatăl meu. Deci viața e cu totul altă ceva. Nu e rezolvarea micuțelor probleme care se rezolvă în fiecare zi. Eu sunt chemat la ceva cu totul înalt. Să fiu mai presus de îngeri, că îngerii nu vor ședea pe tronul lui Dumnezeu. Nu mai să reușesc să biruiesc în viața de credință și sunt chemat când se va arăta El. Vom fi ca El. Acum nu sunt ca El. Acum sunt melt și El aleargă repede. Eu nu pot să mă fiu. Dar odată voi fi ca El. Voi putea să am toată bunătatea. Eu sunt chemat la lucruri mari de tot. Și problemele toate care le aveam nu au fost rezolvate, ci au căzut. Nu mă mai frământau. Aveam cu totul altceva. Aveam o altă chemare. Noi aveam o chemare foarte înaltă. Am văzut la televiziune și poate și unii din dumneavoastră ați văzut. Să arăta prin ce pregătire trece un cosmonaut, ca să îi chinuiește grozav. Trebuie pe centrifugă, așa îi învârtește cu mare repeziciune, să fie obișnuit să nu se învârtească capul. Și atunci așa îi învârtește. Îi pune într-un fel de tub și în perfectă tăcere, în întuneric, și l-a ținut 2 săptămâni acolo în tubul ăsta, ca să reziste. N-a auzit nimic, n-a văzut nimic, se nebunește acolo în tubul acela, să vadă reziste. Că nu poți să știi niciodată ce se întâmplă cu nava aceasta cosmică. Sunt pregătiți pentru toate. Și pur mi-i întoarce cu capul în jos, cu capul în sus, tot fel de lucruri. Îi chinuiește, fiindcă au de ajuns, trebuie să ajungă la Lună, trebuie să ajungă la Marte, trebuie să ajungă la ceva departe. Ce fal a fost primul om care a călcat pe Lună, de cât s-a chinuit ca să poată ajunge acolo pe Lună. Și atunci am înțeles de ce mă chinuiesc și eu, de ce am eu problemele mele. Păi eu sunt chemat să fiu ceva înalt, sunt chemat să fiu, nu știu cum vi se pare, dar așa scrie, că vom fi ca El. Vom fi ca El, ce răspunderi, vom avea și răspunderile Lui, nu numai bucuriile Lui. Spune, îi voi da unuia 5 cetăți, 10 cetăți. Păi întrebați pe primarul din Los Angeles ce bătaie de cap este să fii primar aici. Dar pe peste 10 cetăți, că așa nu-i bucurie să fii primar. Asta e bătaie de cap și trebuie să fii pregătit pentru niște lucruri mari de tot. Și atunci trecem prin toate lucrurile acestea și problema cosmonautului e să ajungă la Lună și înapoi și chemarea noastră este să ajungem la ceruri. Biblia spune de 3 ceruri, pot să fie și mai multe despre care Biblia nu spune. Să fii un binefăcător pentru oameni. Spune că în Ierusalimul Ceresc sunt niște arbori ale căror frunze dau vindecare neamurilor.
Deci vine și acolo câte unul șonțăc, șonțăc, care mai are nevoie de vindecare. Și voi fi un soare pentru alții. Voi fi un soare. Noi am trimis pe un curier, când în Rusia nu era voie Biblia, am trimis pe unul cu Biblie pe ascuns în fine mea, era acolo, și era într-un vagon de cale ferată și în fața lui un rus, un colhoznic, un colectiv, țăran. Și imediat l-a cunoscut că cel pe care l-am trimis noi era un canadian și după îmbrăcăminte a știut că e străin. Dar era canadian de origine rusă, știa rusește. Și l-a întrebat dumneavoastră de unde, din ce țară ești, a spus din Canada, a vorbit și rusește. Ce domnule, dumneavoastră ați văzut vreodată o Biblie, dar el avea geamantanul plin cu Biblie. L-a întrebat țăranul ăla, dumneavoastră ați văzut vreodată o Biblie? Ce, nu numai că am văzut-o, am și citit-o și o cunosc. Domnule, sunt ani de atunci, mi-a spus mie cineva că în Biblie scrie că dacă voi fi neprihănit, mi-a zis el, n-am văzut Biblie, dar mi-a spus că scrie acolo că cei neprihăniți vor străluci ca soarele. Și n-am putut să uit cuvintele acestea pe soarele, soarele de bucurie, de lumină, de căldură, de viață tuturor plantelor, de viață tuturor arborilor, florilor. Și mi-am zis, aș vrea și eu să fiu un soare. Dar el mi-a spus în versetul ăla, scrie, cei neprihăniți vă străluci ca soarele, dar nu știu cum să devin neprihănit. Și dumneata știi, îți închiviți, era mișcat până la lacrimi, el pentru asta a venit. Să aducă Biblia și în fața lui un om care spune, am auzit că cei neprihăniți vor străluci ca soarele, cum pot să fiu? Și a scos atunci o Biblie și a arătat-o. Zice, arată în pasajul unde scrie versetul ăsta, nu vă spun unde e versetul, citiți toată Biblia și o să găsiți versetul, dar zice, cei neprihăniți vor străluci ca soarele, zice, pune-mi degetul, să pun eu degetul. Păi eu pot să fiu un soare. Și mă... Știu că câte un bărbat e o pacoste pentru nevasta lui. Câteodată nevasta lui Ioram era o pacoste pentru el. E câte un copil care îl zdrobește inima. E câte un părinte care e brutal. E câte un pastor care nu se interesează. E câte un prieten care te trădează. Aici fel de fel de lucruri. Întâlnești bun, întâlnești rei. Tot ce vreau. Dar eu pot să fiu un soare. Eu pot să dau viață. Eu pot să dau căldură, eu pot să dau bucurie, eu pot să dau lumină, eu pot să fiu o binecuvântare pentru cine știe câte generații. Pot să fiu așa ceva. Și Biblia nu mi-a rezolvat problemele. Problemele au dispărut. Aveam acum o altă problemă. Cum să pot să ajung să fiu un soare? Și nu există niciun alt mijloc de a fi un soare decât de a spune, uite rugăciunea asta singură, dacă o faceți în fiecare dimineață, numai atât să spune. Doamne, facă-se voia ta. Nu mai atâta să spui. Doamne, facă-se voia ta. Fiindcă eu, cosmonautul, eu nu știu toate. Sute de ingineri și medici și astronomi și toți lucrează la chestia asta că eu să ajung până la lună și înapoi. E un aparat uriaș de oameni care lucrează la asta. Și îngeri lucrează la asta. Ei îmi aranjează mie ce-mi trebuie. Și cum cosmonautului trebuie să treacă prin niște experiențe grele, și mie trebuie să trec prin experiențe grele, și de la început cei care au fost chemați de Dumnezeu să devină sori, au trecut prin experiențe grele, dar care le-a făcut fața să strălucească, să aibă un zâmbet pe buze, să fie învingător. Probabil că ați auzit de cei 40 de mucenici din Sebaste, la ortodoxi, odată pe an, să mănâncă niște mucenici. Habar nu au fost. Mucenici sunt pentru mâncat. Mucenic e cuvântul românesc pentru martir, nu? E pomenirea a 40 de creștini care în viacul al treilea, în Armenia, în orașul Sebastia, Armenia a fost prima țară europeană care a devenit creștină, dar a fost lupte până să devină creștină și un împărat păgân pe 40 de creștini, fiindcă n-au vrut să lapede de credința lor, i-a condamnat să fie dezbrăcați și iarna să fie băgați într-un lac și apa să înghețe, ei să înghețe acolo în lac. Și lângă mal a fost făcut un foc mare și le-a spus, ziceți că vă lepădați de Iisus și puteți fugi de afară, uite aici este, aici aveți un foc și vă scăpați viața. Și au fost așa 40 și
simțeau cum moartea îi cuprinde, înghețau tot mai mult și tot mai mult, și unul n-a mai putut, și a spus, mă lapă de Hristos, și a fugit afară. Și atunci ofițerul roman, care conducea toată execuția aceasta, a văzut 40 de îngeri, fiecare cu o cunună, care era pregătită pentru martiri aceștia. Și 39 le-a pus pe capul martirilor și un înger era acolo cu cunună și n-avea pe capul cui să-l pună, că presupusul martir fugise și atunci el a depădat hainele de pe el și a spus, îngere, vin și eu. Și a intrat în apă, el a înghețat și a ajuns cosmonautul la lună. A ajuns el în cer, fiindcă a acceptat ceea ce Dumnezeu dă pentru noi, îndrăzniți, chiar dacă sunt necazuri, fiindcă la capătul lor e cerul. Nu știu dacă v-am povestit de fratele Belih, țineți minte că careva, e să vă spun. Am fost la Chișinău, am fost în Rusia, acum la Moscova, la Leningrad, la Riga, la Chișinău, la Cernuț, și la Chișinău m-am întâlnit cu un frate, frate Belih. Nu v-am spus, 24 de ani a fost în închisoare. 24 de ani. Din care 20 de ani a fost singur într-o celulă. 20 de ani singur într-o celulă. Fără o carte, fără nimic, nu corespondență cu familia, n-a văzut nimic. Stătea în celulă, asta e tot, 20 de ani. Și 7 ore pe zi s-a ducea o saltea de paie seara pe care să se culce. Și pe urmă, se scotea dimineața, salteaua aceea, și 17 ore. N-avea voie să se întindă nici măcar pe ciment, n-avea voie să se așeze nici el pe ciment, n-avea voie să stea în picioare pe ciment. 17 ore pe zi trebuia să manege, să se învârte tot timpul, să meargă, ei prin mica gău din ușă, ei îl urmăreau și dacă îndrăznea să se oprească, veneau, îl băteau și îi făceau acel lucru. Așa a trăit el 20 de ani. 20 de ani. E chin de nespus. Chin de... Eu am stat în celulă singuratică numai 3 ani. Și nu în așa condiții. Dar el 20 de ani. Și după 20 de ani, el mi-a povestit, l-a trimis la Colima, asta e în nordul Siberiei, unde sunt urși albi, unde gheața niciodată nu se topește, la munci silnice. Și l-am întrebat, frate, dar după 20 de ani de așa chin, cum de-ai mai suportat și frigul Siberiei? Și a răspuns cântând, auzi după 20 de ani, cântă. Eu nu pot să mă cânt dacă vă dată m-a supărat nevasta, zis ea ceva, nu mai cânt. A venit o soră, când eram la București Păstor, vine o soră duminică dimineața la adunare, îmi plâns și spun, ce plângi? Zice, soțul n-a vrut să vină la adunare. Zic, dar de ce n-a vrut să vină la adunare? Zice, că am avut o ceartă mare, i-am dat cămașa să se îmbrace, lipsea un buton. Și mi-a spus, de ce n-ai cusut buton? Zice, las că ți-l costă un nasul. Ți-l cost eu acum. Nu! Dar ieri de ce nu te-ai gândit să-l cori? Îți dau altă cămașă. Nu! Ce vezi de nevastă e? Nu știai că astăzi trebuie să îmbrac altă cămașă? De ce n-ai pregătit? Uite, lipsește un nasul și pe chestia asta era supărat și cu Dumnezeu. N-am mai venit. Avea un motiv mare, nasurile acestea. Și ăsta nu s-a supărat pe 20 de ani în Siberia, pe 20 de ani în celulă singuratică, 4 ani în Siberia, și când l-am întrebat cum ai suportat căldura, adică frigul, el a cântat și a cântat cu focul dragostei care arde în inima mea pe care mi-a dat-o Hristos. Am făcut să se topiască toate ghețurile Siberiei și am putut și acolo să mă bucur. Simțeam adevărat un om care nu sunt vrednic să-i dezleg curiau încălțămintelor. El știa, cosmonautul, trebuie să treacă prin fel de experimente. Nu merge așa, hai, vrei să fie cosmonaut, te trimit în lună. Îi chinuiește timp de un an, fel de lucruri, să fie gata pentru un alt lor chemare, și astfel a primit. Și acum s-a întors, știți de misiunea din care fac parte, misiunea pentru lumea comunistă, s-a întors din Peru, unul din directorii noștri, Tom White, am și numele aici să vă spun, în Peru nu sunt comuniști la putere,
dar sunt gverile comuniste, teroriști comuniști, care omoară în dreapta și în stânga, ei vor să ajungă la putere, așa. Și au omorât în mai, au omorât pe Norman Tatzel și pe José Chuquin, misionar care s-a dus în Peru să predice, ei au omorât. De care imediat s-au dus alți trei misionari. Păi și i-au furat și nu se mai știe ce s-a întâmplat cu ei până acum. Și după asta s-a dus directorul nostru, știa că poate și el să fie omorât, poate și el să fie furat. Și a vorbit cu un frate. Au venit ăștia, gverilele, teroriștii ăștia, și au aruncat o bombă într-o piață și imediat poliția a înconjurat cât era pe piața aia, că toți i-au arestat. Și au arestat pe un frate, José, care el nu mai cumbla prin piața aia, până când să te lămurești, l-a băgat la închisoare împreună cu ăștia, până când să lămuri la proces care este și care nu este. Și a stat câteva luni la închisoare. Și spune, era așa de fericit la închisoare. Zice că eram cu 60 de teroriști împreună în aceeași celulă, într-o celulă mare. Cât îmi dorisem eu ca să vorbesc teroriștilor acestora, să le arăt o cale mai bună, o cale a dragostei. Uite, de afară nu puteam să o fac. Eram la închisoare și mulți dintre aceștia au fost aduși la credință. Un om care nu caută rezolvarea problemelor lui. Problema lui era să fie liber. Dar problema personală dispare, fiindcă am o chemare înaltă. Mi-e Dumnezeu Tată, îngerii mi slujitor, sfinții din toate timpurile și din toate locurile îmi sunt frați și am chemarea să mă pregătesc, să fiu odată o ființă asemănătoare lui Iisus. Vom fi ca El, vom ședea împreună cu El pe scaunul Lui de domnie, vom avea de condus lumi, 10 cetăți, 5 cetăți și trebuie să fiu serios pregătit și pentru aceasta trec prin lucrurile acestea toate. Albania s-a liberat acum relativ de comuniști, nu mai au chiar comuniști cum au fost, au alt fel de comuniști, cum ar fi Iliescu, așa, au și ei. Dar în orice caz e mai multă libertate, eu trebuiam să plec în Albania. Noi imediat am trimis niște camioane și cu Biblie și cu medicamente și cu asta, dar nu puteau să treacă aceste camioane, că trebuia să treacă prin Iugoslavia. Și în Iugoslavia era lupta aceea grozavă și n-au putut. Eu am trebuit să plec din Europa între timp, dar alții s-au dus și ne-au adus știrea. Pe vremea când era teroarea cea mare în Albania, în Albania era mai rău decât în România. Toate bisericile închise. Și toate moscheile, nicio religie, nu era voie nicio religie. Un preot catolic care a botezat un copil l-a împușcat pentru asta. Nu era voie niciun fel de religie. Și era așa un control strict la graniță, că nu se putea să strecoră o Biblie, nu putea. Era așa un control strict. Și atunci noi am băgat Evanghelii în plastic. Și am pus și în plasticul ăla am pus și un pai și o bucățică de ciocolată, imediat să vă spun ce. Și am aruncat plasticul acestea în mare, lângă coasta albaneză, paiul fiind înăuntru, plasticul ăsta nu s-a scufundat, ci a notat pe mare și așa au ajuns evangheliile în Albania. Era o bucată de ciocolată, trebuie să fie un copil interesat să ridice aceasta, și 10.000 de acestea au fost trimise, spune în Biblie, aruncați pâinea pe ape. După multe zile o să găsiți. Noi nu știam ce s-a întâmplat cu acestea. Că acum în Albania se găsească pe un frate care acum 9 ani, când noi am făcut lucrul acesta, a găsit astfel de evanghelii la mal. A citit una, habar nu avea de evanghelie, habar nu avea nimic, că de 40 de ani era complet interzisă Biblia și orice lucru, orice religie. Dar a găsit lucrul ăsta. S-a pocăit dintr-o evanghelie pe care a citit-o. Și de atunci înainte el stătea la mal și tot să mai vină de-astea. Și când le venea, el le răspândea, l-au prins, l-au bătut bine, l-au ținut 9 ani de zile în închisoare. Un om care în viața lui n-a fost la o biserică, în viața lui n-a văzut credincioși, n-a fost legat împreună cu ei, a ajuns câteva cuvinte ale unei evanghelii ca el să-și sacrifice viața. Și fratele care s-a dus în Albania l-a întrebat, frate, ești supărat pe noi? Că dacă noi nu am fi aruncat evangheliile acestea în apă, dumneata nu intrai la pușcărie 9 ani. Și a zis, pe merita evanghelia aceasta să stai 9 ani la pușcărie.
El a avut o Evanghelie, noi avem o Biblie de 1200 de pagini, să avem și noi, să luăm asupra noastră toate lucrurile acestea. Sunt lucruri așa de frumoase care se întâmplă în lume, oameni care au înțeles. Eu nu am problemele mele, problemele mele le dau lui Dumnezeu, toate necazurile, toate sarcinile voastre le dați lui Dumnezeu. Eu am o chemare înaltă, eu un vierme al pământului acestea, un vierme. Auzi, am fost în Anglia, o fată. Și fata aceea, vă închipuiți ce mare lucru era fata aceea, era institutoare la o grădiniță de copii, mai prejos nu se poate, decât la grădiniță. Nu era la școală primară, nu era la liceu, nu era la universitate. Și s-a îndrăgostit un prinț de ea și ea este acum prințesa moștenitoare și dacă o să moară regina asta, eu o să fie regină. De ce? Că s-a îndrăgostit prințul de ea. Și de mine s-a îndrăgostit un prinț. Prințul prinților, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a îndrăgostit de noi. Și cum ea va ședea la tron cu prințul Carol, așa și eu va ședea la tron împreună cu el. El e mirele, noi suntem mirele, noi suntem chemați la lucruri înalte și simplu rușinos să fim apăsați, necăjiți de problemele acestea. Nu le rezolva! Astea sunt probleme pentru mititei. Noi avem o cu totul altă chemare. Cum putem ajunge în ceruri și cum putem aduce pe altul împreună cu noi? Niciodată nu-mi place aici. Aici timpul trece prea repede. Noi lucrăm în China roșie. Și în China am introdus clandestin literatură creștină. Și l-au prins pe tânărul pastor Wai Fu. Avem și fotografia lui, l-a prins acolo. Și acum l-au torturat ca să spună de alții care fac lucrarea aceasta. L-au spânzurat cu capul în jos și așa l-au ținut până a murit. Wai Fu, asta s-a întâmplat acum vreo 2 luni. Și acum, mai săptămâna trecută, am primit scrisoare din Burma. Repede trimiteți altă literatură, că pe ăsta l-au sponsorat și l-au omorât, dar literatura aceasta tare e nevoie, că spune bine despre Iisus, mergem altul șofer. N-are problema lui, are problema cum să aducă pe chinezii la credință. Și dacă nu încercați, fiecare avem necazuri multe. Uneori necazul ăla în familie, alt necaz în familie, alt necaz în afaceri, alt necaz cu sănătatea, dar noi nu suntem puși să rezolvăm problemele acestea. Problemele astea le dăm lui Dumnezeu și noi suntem preocupați de una, să împlinim chemarea înaltă pe care o avem de la Dumnezeu, să fim odată împreună cu El pe tron, un tron de pe care se creează și să conduc lumi și să fericesc lumi pentru veci de veci. Termin povestindu-vă numai despre Kasparov. Kasparov este un renumit psiholog al Uniunii Sovietice. La radio vorbește, la televiziune, mă rog, el este autoritatea în materie de psihologie, dar cum e în Rusia, el a crescut fără să știe nimic, o boabă nu știa despre Dumnezeu, despre Hristos, nu știa nimic despre toate lucrurile acestea. Și noi am făcut să ajungă o Evanghelie în mâna lui. Spune, mi-a căzut cartea asta în mână, mult din carte n-am priceput. Spune acolo despre magi, cine sunt magii, saducheii, farisei, n-a înțeles, irodieni, n-a înțeles lucrurile astea toate. Zice, dar două spuse ale lui Iisus, alea m-au izbit și m-au schimbat, sunt un alt om și acum el vorbește la radio și la televiziune despre Hristos, omul acesta care era un savant ateu. Spune două fraze. Noi le-am citit de atâtea ori și nu le-am dat importanța pe care le-a dat-o savantul ăsta ateu. Și prima frază, Iisus a spus, eu n-am venit să stric legea, eu am venit să împlinesc. Niciodată eu nu mi-am pus întrebarea pentru ce am venit. Și eu am venit în lume, dar pentru ce am venit în lume, niciodată nu m-am întrebat pentru ce am venit în lume. Mâncam, beam, petreceam, dar în lume pentru ce am venit. Pentru ce am ochii ăștia cu care pot să văd prin telescop, pot să văd la milioane de ani lumină depărtare, pot să văd prin microscop, pot să văd atâtea lucruri frumoase. Dar cum se face? Cam ochi, cam picioare, cam plămâni, cam o limbă. Pentru ce am venit? Iisus știa pentru ce am venit în lume. Eu am venit ca să împlinesc o anumită sarcină. Și am hotărât că voi cota care este sarcina pe care eu o am de la Dumnezeu și pe care trebuie să o împlinesc.
Și eu am venit ca să împlinesc o sarcină. Și găsește care este sarcina. A doua frază a lui Iisus, care m-a impresionat foarte mult, e că El a spus să ne rugăm să lași mâna în jos și să spui, facă-se voia ta, nu voia mea. Sigur, da. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cel mai înțelept dintre toți, în grădina Ghetsemane, spune, Tată, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Fiecare din noi avem două voi, două voințe. Una este a cărnii, a plăcerii, văd ceva, vreau să am, asta este o voce. Și o altă voce spune, dar n-ar fi mai bine să slujești dragostei și curăției și bunătății și sfințenii, asta e altă voce. Și trebuie să spună vocea cea de jos, nu, și vocea cea de sus, da, nu voia mea a omului de jos, ci voia ta, voia lui Dumnezeu, voia chemării ăstea. Deci din aceste două cuvinte s-a pocăit el. Și sunt oameni care nu numai că s-au pocăit ca să împlinească planul pentru care Dumnezeu i-a trimis în lumea asta, nu numai ca să facă voia lui Dumnezeu, dar să fie gata să și sufere, fiindcă știu că așa cum crucea pentru Iisus era pregătirea înălțării sale și pentru noi, tot așa, suferințele noastre sunt pregătirea frumuseții cerești. Să ne dea Dumnezeu nouă lucrul acesta. Știu că fiecare aveți necazuri, cum am și eu. Poate am nițel mai multe decât voi. Fiecare din voi aveți necazuri. Nu stați să le descoați. Asta face parte din viața pământească. Se vă rezolva singuri. Orice se rezolvă vreodată. Și gândiți-vă la marea chemare pe care o aveți, față de care toate problemele de aici par așa de mici, așa de mărunte, nici nu merită să le dea importanță. Și să ne gândim pentru ce am venit fiecare din noi în lume și să cotăm să aducem împreună cu noi și soț și soție și copii și părinți și pe cine vrei. Dar nu putem să ne lăsăm trași în jos de nimeni dintre aceștia. Vor să vină cu mine? Bine. Nu vor să vină cu mine? Chemarea este prea înaltă. Nu pot să renunț pentru nimic în lume. Și cu stăruință să înaintăm pe calea aceasta, pe calea dobândirii cerului. E așa ceva de frumos. Pot să devin un soare, să strălucesc ca un soare. Și de aceea aș vrea să nu mai văd frați și surori mohorâte. Un soare mohorât. Eu am văzut coruri cântând. Am văzut în câte o biserică cânta corul. Ce bucurie de a-L cunoaște pe Iisus Păstorul. Ce bucurie! Așa cântă un cor. Și apostolii în ziua de Rusalii, lumea zicea că sunt beți. Lumea zicea că sunt beți, nu? Nu cântau în felul acesta. Inima să cânte, Dumnezeu ne-a învrednicit de o înaltă chemare și să o împlinim, să nu rămâne pe tronul lui Dumnezeu un loc gol, fiindcă noi n-am sosit acolo.